Ce rog, vă stau la poartă și mă uitam la tine. E o grămadă de treabă de făcut în curte. Ce dreacu, treabă? Stai mă să... uitam și eu la tine să văd dacă vii. Intră dreacu în curte, tăi dreacu, dau una acum să vede și lumea asta la noi. Dar cu stai numai la poartă, c***u, să fii cu bătaia proastă. Dar ce-am făcut, mă, că m-am uitat și eu să văd dacă vii. Ia uite ce e pe jos. Dă mătura, nu mătura, ai tu, te... Trecu de aici în curte, dă-te dreacu mai repede. Păi atâta știi, du-te să dă, mă, știi altceva? Du-te la acolo, dă-te dreacu de aici de tută. Tu de ce am primit să faci? Păi, păi, te ia mama, te aici cu mătaia proastă. Ca tine. Zici că ești bomba atomică. Da. Te dreacu de micul dreacu. Pune mâna și strângele, dă-te dreacu, mai cu viață. Aia, dreacu, dar tu ni-l ați de nebun, nu te faci bine. Mă, du-te tu acolo, că tu nu-i faci tu pe mine, nebun. Mama, de aici. Mă faci nebun pe mine, recu. Poate pui mâna pe toporul ăsta, dă-ți dracu el în cap, dă-te, recu, de aici, că te mai enervezi. Poate mă duc în toată lumea și te las dracu aici. Bă, te ia, mă, nu, mai bine fac pușcărie decât cu tine. Te face pușcă, mă, faci pușcărie, ce faci? Bine, a, că-ți dau cu ăsta în cap. Mi-e la tine dacă faci pușcărie, mă, du-te! Te ia, recu, de aici, că-ți dau cu ăsta în cap. Și? De-a, dracu, de nu în cap îți dau. Ia le și spalezi. Nu vreau. Ia le faci spalezi. Nu vreau. Fă, tu faci circ, faci cu mine pe curte, pe zi de zi. Cum? Mă joc de tine. Mă bag cu jocul tău, tu, cum ai că îți bagi joc de mine? Te e dreacu de aici de tot. Și eu sunt prostul tău, te e dreacu. Te ia de tot de gamea ăsta să-mi bag de tot. Te bat să mor de unde bat? Hai, să vedem pe cine bat. Fă tu, mă, amenezi pe mine, și mă, de să-ți norocul tău. Te e dreacu pe mine, mă, mă. Ia uite, mă, dreacu, mă, bine, ia dreacu cu norocul tău. Te e în caz, du-te, dreacu de aici. Cu câțiva ani în urmă, lucrurile stăteau altfel. Marian lucra în poliție și avea un venit decent. Dacă atunci fugărea infractori, acum a ajuns să-și fugărească propria soție prin ogradă. Ca să se liniștească, Marian face o plimbare la cârciuma din sat. Când se întoarce, e la fel de nervos. Ce faci? Ce să fac? Stau în pat. Știu, dar iar la telenovela dracilor... Păi ce vrei să fac? E de prostă-na că ești... Ce vrei să-ți fac eu? Păi, hai de ziua la cârciumă și vii la mine să-ți fac eu mâncare. O să beau. E, du-te. Hai la pâine la copii de dimineață. Hai direct cu din gură. Hai cum mă taie prost. E, cum? Hai du-te direct cu aici. Hai să ne uităm la televizor amândoi să vedem ce ai să faci. Hai direct cu de televizor cu norocul lui. Scoate. Ești tot tută să-ți dea omul să toată la căldurică. Păi ce vrei să fac? La aia pe aia stau cu copii. Uite și rânești. Păi tu ce faci? Fac p***. Uite, sperii copiii ăștia cu gura aia ta mare, de ne știe vecinii, de ne-am știut dreacu tot satul. Și ce faci? E, ce să facă? E. Ce faci tu toată ziua? Să-ți dea omul, să stai, stau și-o acasă, nici dau dreacu mai plin nicăieri. Ai luat un sac de cartofi să mâncăm o lună din el. E, pușie! Ajută-mă să-i cresc! Păi ce nu? Nu stai toată ziua la cârciumă și pe drum cu toți vagabonzii. Stau și acolo, mai beau și mai uit de supărare. Să viu acasă, ce să fac acasă? Să viu să mă cer cu tine toată ziua. Ia căruța, du-te cu ziua la araci, la vie, la draci, unde se duce lume. Haide cu alea, mai pui un par de bere. Păi atâta știi, atâta, bagă mâna în cartof și bagă în cana de bere. Ăștia să-i bagă în tine. Ia să-i bage măta în gură. Da, să-i bage măta, bagă-i tu că tu i-ai adus. Îmi pui un par de bere și plec la cârciumă să vezi ce beau. Hai, fă-mă dracu, bă, te beau și eu. Păi te-ai prostit acum? Păi dacă tu bei, eu de ce să-mi beau? Dar dracu, ce ești? De ce nu bei? Pune să... Să vezi ce mă găsești aici, măta, măta băut. Așa, și? Și acum ia-o tu. Și ce faci? Ii tu locul lui, mă, mica ta. Hai să treci. Hai să treci. Hai, hai, ia, mai am ca una. Nu ești o doamnă și pasă. Ia, o doamnă, că mai mult mâine cu ziua, iar bani. Pentru ce? Pentru beri? Păi de ce să nu beri? O să cază dracu tavanul ăsta pe tine aici. Ia ce frumos e aici. Da? Mai zgârmă copii, mai trăie copii și merge. Nu te la servici, că ai văzut ce vine mașinile și caută oameni. Pe 12 milioane, tu nu te duci. Eu? Da. Tu ești la poartă, acolo și faci celula, haide. Nici de-al dracu nu vreau să muncesc pentru tine. Stau cu burta goală. Nici nu vreau să muncesc pentru tine. Păi mi-e foame, mă, și mie și la copii. Ce mâncăm? Ție nu ți-aș ajunge nici de-al dracu mâncare. Uite-te la mine, da? Dar tu bei, bei. Da? Da? Păi eu muncesc. Hai, ia și bea. Dacă nu mă duc să vezi tu că mă duc acum și mă duc chiar acolo la cârciumă și viu, păi unde să mă duc? Dacă găsesc cu ziua, viu. Cine-ți dă ție bani de la ora asta în sus? De mâine găsesc. De mâine și până mâine ce mâncăm, mă? Ce mai găsim? Ce? Păi mănâncă ei, nu mănâncă. Pe pâine? Nici de-al dracu nu plec. Nu, te, nu pleci? Da. Du-te măcar la primărie cu lopata în mână. Să duc ați, eu nu mă duc la primărie. Nu te duci? Nu, nu. La... Du-te acolo și răște la cal ca să ai bărigar, o să ții, intre peste tine și aici. Tu? Și tu și ce eu, faci? Și eu stau un pac cu coan. Stai eu cu ăștia, că de-aia m-am măritat, să mă ții pe mine, bărbatul. Bărbatul? Da. Ai, taci de în gură, nu mai... Te ține bărbatul pe tine. Dar ce să fac? Ați femeie muncește să-ți bate și cu copii. Da, da, bărbaților e... Ce bărbați? E ca lumea, nu ca tine. Cel puțin s-au certat, dar nu s-au mai alergat. Să vedem cum reacționează cei doi soți când e vorba despre treburile din gospodărie. Oh, ce-a sferea, dar e cu vieță.
Unde fi fost, mă, mâncați aici, gura ta, femeia asta, măi? Frate, mă, că nu face nimica, măi. Auzi, bă, legea ce ești. După două, trei zile. Mai repede, mai cu viață. Aduc fămătura aia și tu firarea. Ce mătură să-ți aduc? Pune mâna și pune-l în roabă și de-aia poate. Cu și ea mătura aia, că te ia mama. Știi să dai, atâta știi să faci. Pune mâna și dă afară de acolo, ia-l, pune-l în roabă. Eu mă duc cu ziua ca să vin să... Te-ai omorât, ce te-ai dus cu ziua? Firar ziua ta, dracu, ai adus 50.000 acasă până... Cu ziua mea. Ia mama. Hai, dă-i că atâta și să-mi faci cap atât. Firea, dracu, se fie că va furca asta în tine. Du-te, dracu, de aici. Adu mătura aia cu asta. Firea, dracu, băta. A, cu ce dai cu gura aia, de-aia ne știe toți vecinii pe aici. Ia, aici din lac. Dați-vă așa în fața lui, că dacă dă bani să mă lovească pe mine, să mă lovească pe voi. Hai! Ia, pune mâna și mătură. Să fii că sperii copiii ăștia. Da, că tu nu-i sperii. Seara de seară când vii pilit și faci bala mucă. Du-te, dracu, cu că mi s-a urât să mai stau cu tine. Ia, da, du-te. Hai, pune mâna. Te ia, mă, te dracu, de aici, firea, mă. Pune mâna și dă-i cu mătura, fă curățenie. Ia uite cum eu arunc. Spui că de ce nu-ți dă ăștia calul? Păi de-aia nu ți-o dă, că auzi ce-i în coșar. Cum să-ți dea calul? Ia uite, ce-i acolo? Calul, măci. Da, dragi, păi de-aia n-ai bani. Să-ți iei un pachet de țigări. Că uite, nu, nici la cal nu ești, că așa îți dă-te-am măta. Bani. Păi, chiar că-ți, vezi cum faci, vezi cum faci. E? Și pleacă de aici. De ce să plec? Pleacă, du-te, unde de-aia vrei să mă... Să fii. Ești mai afară din lac, că te bate și pe tine pe urmă. Lasă băieții în pace. Să uite lumea. Și te să uite ce faci. Ce, nu știi ce piesă ești? Îți dau cu asta în cap să dea de... Ești bun numai de gură. Atât. Adu roaba aia, cu de roabă. Ce faci cu roaba? Încarci în roabă ca afară l-ai dat? Ia dracu, dă nu-l dau, uite aici. Și dacă-l dai ce faci? Ia dracu, mă fac, dă nu-l dau, uite aici. Ia, că le iau mâine și pui o căruță și pui și calul și mă duc și-l duc. Duci, tu stai să te uiți la lună. Nu ești în stare de nimic, nu ești bun de nimic, nu ești bun. Tu chiar vrei să-ți dau probuții, nu-ți speri copiii, dă-te... Dai cuvinte, nu da, că și eu știu... Păi eu nu iau și dau și eu? Tu, mătii. Ori tu ești mai bun ca mine. Hai că-ți dau ție peste mine. Vedem care e mai alt dracu de noi doi. Da. Uite, eu te ia, eu. Cum arată? Și ce vrei să fac? Așa? Mă duc și-l schimb, ce vrei să fac? E dracu de aici, uite cum arată. Păi cum? Să vii, ia uite, uite pe ăla. Hai du-te, lasă că n-am nimic, am adus și schimb. Cu mișcare, că de-aia te-ai îngreșat, dă-te de aici. Du-te și până la rânește. Hai că să vezi ce-ți pui eu băligaros aici, pe toți îl pui. Stai acasă, mă duc eu la servici, hey. Să te aduc ție de toate. Tu vrei să dau cu asta, da? 2 kg de bere, un pachet de l***. Uite, și tu să stai. Ce? Vrei carne, stai la inim, la tre... Ii tu cât de aici. Pleacă tu, măți. Mami. Aia de proastă care ți-a dat o educație proastă, rău de toți, dar dă-te recu de aici. M-ai luat tu de bună. Să uite vecinii ăia să te potolești odată. Hai mă, te pune și mă una pe și fă treabă, mă. Păi ține prăci, dă-te. Și dacă la prăci ce face? Nu i-am mătura și-l mătur? Ești de nebuna, de. Nu, uite-te. N-are nimic. Unde stai tu? Unde stai tu? Lasă, mă duc și-l schimb. Iată-l. Mă duc și-l schimb. Iar din nou. Ia uite ce e pe mine. Să pui mâna să-mi aduci derul, să spăl. Du-te, bagă-l tu și spaie tu. Eu te voi, eu zic să că la ăla, mă, dacă dau cu asta în cap, dacă nu, du-te, cu scoate din lacul acolo. 8 ani mi-ai mâncat, tu mi-ai mâncat. Cu anii tăi. Uite ce mi-ai făcut. Ce ți-am făcut? 3 copii. Tu ai făcut de te... Făcut și tu o cameră în curtea asta. Ai auzit tu pe un bărbat care a născut 2 gene? O să stai cu alea în pătur, dacă nu pui mâna la muncă, să faci și tu o bucătărie, să stai și unei cu alea. Cine? Da. Aduci tu căruța aia cu a, trage-o cu a. Păi tu nu poți, ești bărbat, trage de ea. Păi, du-te și trage-o, că nu mori. Așa e, auzi. Păi tu ești ia pe de-aia mare de lugoși. Păi ești ia pe înaltă, grasă, ești mâncată. Păi de mașie, tu numai eu. Dă cu aia. Dă cu aia, dă-te, trag una acum, firea aia de... Păi dă-te, dă-te, înrăștii ceva, că nu știi nimic de capul tău. Te bat. Și dacă mă bat, ce faci? Te bat, dă-te, să uită lumea la noi. Și? Să uite, nu te cunoaște ce piesă ești, stai cu minte, dracu, că stau... dai ce mă doare. Da, și așa e ceva să iei de la vine, titlă. Vine să râzi, ce formă de om ești, e și normal să-ți vine să râzi. E și frumoasă, sexy, știi? Haide, haide. Aia din... Du-te la altele mai frumoase, vezi care se uite la tine fără giulele un buzunar. Mai poate să facă asta pe curul. Stai cu minte, să nu dai. Să te întorci la cu măta, cu datul tău. Bă, dracu, e de pe de aici, cu datul tău. E să fie. Tragi, cu din gură, că mi-ai mâncat viața. A, poți și tu. Toată viața am plâns. Eu te întreb, de așa. De 8 ani de când te-am luat, când plâng în continuu. În continuu plâng. Când te-am luat de la măta, aveai 2 perechi de chiloți. Ei, ai luat tu 5. 20. Hai, tași, dracu, din gură, mai faci așa. Bă, ia mama. Te-a, uite, să uite de acolo, la noi, de te-a, dracu, de aici.
Și ce zici? Haide, haide drumul cu așa ce scoate. Pune furca aia tu spre mine, dă-te fi cu să fii că stai bun. Păi nu dau, nu dau. Păi nu dau. Și ți-a zis, uite lumea la mine. Și ce faci? Ce nu știe ce piesă sunt? Măi, ce fi cu de stâncuță cu glasul tău? Da, sunt stăcutul, ce ești? Pune mâna și muncește, că e ploaie, că e vânt, că e nisoare. Du-te acolo, că ai trei copii. Măi, ce că sunt mănânci, la burtă și tu bucăți. Dar să facă, m-am învățat, mă, la două zile odată. Mănânci la două zile? Păi da. Nimic, nimic, nimic nu se leagă de tine. Păi de tine se leagă. A avut dreptate, mă, tacu, tacu, că nu-și vând nimic. Aia, mă, tași, tacu, ce s-a făcut, mă, ți-a lăsat aici? Da. Da, p***u de aici. Auzi? Aia, auzi, o să du-te sun. La aia, mici, auzi. De ce? Că a făcut treaba mare. Da? Ia uite ce mers, a zis, că ești tramvaiul ăla nou. Marian fie și amenință nevasta, fie o fugărește, fie o ironizează. Ce-i drept, nici Gabriela nu se lasă cu una cu două, iar când vine momentul mesei, se găsesc noi motive de harță. Am să foame? Da. Ciorbă spui? Ciorbă, ciorbă. Te ajunge pâinea asta? Că nu avem pâine la copii. Da, atâta fa firea mătă cu asta e pâine? Păi de unde mai multă, nu trebuie să dau la copii să mănânci? Vrei pâine tu? Așa, uite. Păi ce? Nu ți-am zis că n-am butelie să o încălzesc? Păi nici direct nu mănânc. Și ce vrei să-ți fac? Dacă vrei o mănânci, dacă nu arunc. Pune-ți-o în cap singur. Ce să fac? Să-ți o pui în cap. Mănâncă dacă vrei, dacă nu arunc. Stai așa, dă-te cu bătă, că mă enervezi acum, dă-te, bat talele toată curtea de toți vecinii se uită la mă. Ce vorbești, mă? Dă-te, e cu de aici cu... Cu capul, mătii, dă-te în casă, firea aia, b***, fii cu ciorba, mătii. Firea aia, b***, cu norocul tău. N-am și mănânc cu o ce mătă, dă-te, cu ciorba, mătii. Nu o mănânci? Păi, de dimineață ai făcut la copiii aia cartofii aia, ziceai că e ghiulele, mi le da mie. Și? Venisei așa cu ele. Na, mă, na, ziceai că e tablă. Care e? O, fă, dă-te, că nu știi să vă aduci nicio mâncare. Dacă nu mănâncă ciorbă, na. Păi dacă să știi unde mănânc, dai ciorbă, zeamă de pe masă, de... Vino cu așa, dă-și masaj. Nu mai te feri, dă-te, dacă e să-ți dau, îți dau eu una, haide. Păi lasă-mă să iau masa, că știu haide. Că de-aia prost. Hai, iau-o invers. Că nu e sănătos în cap. Cine mi-e? Tu. Pleacă de-și cu masa, du-te, pe vecine la noi, pleacă, firea aia, mă, alergea, cu curtea aia, uite, acum azi, pe gâtul. Ce faci? Cu norocul tău, mai faci figuri de să uite toți vecinii ăștia la noi? Ești, dă-te, recu, du-te la copiii aia, că țipă copiii aia, dă-te. Ai căzut și te-ai lovit la căpuți? Da. Uite. Uite, mai se uite și lumea la noi. Uite, ce-a făcut? Și-a spart capul? S-a lovit la cap de ușă. Tu înțeles că tu ești în stare de nimic. Te rog eu frumos să pleci la cârciumă de aici. Du-te la televizor și lasă-mă. Du-te și lasă-mă, că mă stau cu copiii aici, în casă nu mai du-ți. Gata, gata. Hai că uite, ai speriat copiii, dă-te, de aici, de tot. Vezi că am plecat. Du-te! Mă duc, mă duc să-mi beau o bere și lasă-mă. Du-te să nu mai vii. Nu mai viu. Marian se duce la cârciumă să mai bea un păhărel. Între timp, în disperare de cauză, Gabriela se hotărăște să apeleze la consilierul de urgență. Nu mă mai înțeleg cu el deloc. Da, mă înjură, mă... Cum îi vine la gură, așa sunt. Irina Petrea răspunde solicitării Gabrielei și sosește a doua zi de dimineață în gălăgioasa gospodărie. Cu siguranță, nu va fi un caz ușor pentru consilierul de urgență. Bună ziua, Irina Petrea să... El e soțul meu. Marian. Îmi pare bine, Marian. Da, ce, da? Ce ați pățit, doamnă? S-a plâns nevastă mea de ceva, doamnă? Hai să ne adunăm un pic. Da, 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 nicio problemă. Nu prea stau lângă el, că dă cam repede. Aolea! Care e problema? Nu mai pot să mai rezist. Are niște gesturi foarte prostești. Da. Și tu, Gabi? Și eu ce? N-am ce să mai discut despre el. Că nu spăl ca lumea. Că eu atai fac. Barind de călcat. O, uite așa, halul ăsta. Păi, atai fac. Ce înjurături și... Stai cu minte, ce faci acum? Ce vrei să arăți? Ia uitați ce-a făcut. Ce am făcut? De dimineață până acum. Tu râzi de mine, tu nu sunt bună după 9 ani, nu ți-ai dat seama cine sunt? Dar întrebați-l câtă bătaie mi-a dat, m-a târât de acolo, din spate și până aici păi în față, din fără. Păi asta vreau să întreb. Păi asta doar... Nu vorbim și nu ne înțelegem. Da. Deci tu de ce ai plecat atunci când el a dat serviciu? Tot din cauza asta. Păi din cauza la care? N-a trai, venea acasă tot așa și mă bătea că avea femei. Eu nu înțeleg. Și a două bătaie. Bătaie. Și ai spus ceva și de care femei? Motiv? Băi, femei, nu mai spui că trebuie să mai plece spui. Aranjat, gătit, bine parfumat. Și luam bătaie tot eu, că nu știam să-l calc, că nu știu. Auzi să vă zic ceva. Tu nu erai îngrijit. Eu întrebați eu cine calc.
Cine calcă? El calcă, da, el. Uitați un motiv. Tu calci? Da. Te-ai săturat de bețiele lui? Da. Te-ai săturat de scandaluri și de bătăi? Da. Așa. Și m-a mai fost un motiv pentru care da, că se duce la femei. De ce te-ai întors? De ce? Da, da, da. Uite, dar face o fetii ca să aibă și ea un tată. Deci că o trimit, casul ei și o iubește, nu? Este. Hai că nu dau în tine, că te, după ce pleacă doamna, ți-o dau eu ție ca lume. Dacă nu știu acum, dumneavoastră ați văzut popă cu patrafirul rupt și polițai nebărbierit? Nu, că e o uniformă care presupune trebuie... o anumită decență. Asta eu, totdeauna. E, dar vii la o anumită oră acasă, când ai ieșit de la servici, vii acasă. Cu zis? Ce te-a amenințat? Că dacă mai mă duc, ce înseamnă să mă duc eu cura la, să mă duc pe șantier? Ce să mă duc eu adică cura? Dacă te duceai îngrijit în uniformă, asta înseamnă că te duci la s-a... Da? Mi-a spus cu gura lui că a fost cu ea. Cu ea? Da. Care e? Cu Gina. Vrei să te-o spui pe nume? Spune pe nume, na. Cu Gina. Care o știm cu toții. Da. Gina, Vasilica, nu trebuie. Și nu vă spun dar că... Dar nu era păcat de uniformă, e? Vedeți? Na, și acum eu ce dar să mai zic? Așa spune, când ai uniformă, să ataci. Păi da, a stat toate cu tine. Păi ce? Am stat eu, am făcut trei copii ca o proastă. Cum tu ai plecat ca o proastă, așa a plecat și alea ca proastă. Da, bari mi-am făcut copil și am stat să trag de rău cu tine. Aha. Păi cu cine ai făcut copil? Cu tine, cu cine? Eu nu recunosc. Aolea, nici asta nu recunoști, Maria? Păi recunosc că am semnat actul. Certificatul copilului, atât, nu? Bravo! Tu te-ai gândit atunci când ai dat-o de nevastă ca ai să o înveți toate lucrurile astea da, doamne. Da, altfel, altfel, în felul tău. În felul meu, da, doamne. Dacă vrei să trăiești cu mine, trăiești așa. Dacă nu, eu îmi iau tot și plec. Bă, te pune mâna și sapă, că am pus arbagic și mănânci ceapă verde din mâinile mele și din picioarele mele care se pară ca zmanc. Păi ceapă cu picioarele? Și tu ce ai făcut? Tu te dracu, dar orice că am pus, auziți, doamnă? Ai mers la via, ai legat un rând de vie? Dă-mi a găsit dracii, dă-mi a usură, iau ce-am în palme, uite bătaie. A cui e vie? Stai un pic. Am atât și eu, da. Păi, nu te dracu, ai fost cu ziua. De ce? Ca să bei tu vin la toamnă. Și eu ce să fac? Eu să mă uit la tine și să-ți spargi capul cu asta. Nu e păcat. Păi ei să-mi o dai. Tu n-ai săpat la via voastră. La vie? Da, n-ai legat la vie. Araci, atât. Am bătut la araci. Așa, deci nu leagă bărbați. Nu leagă bărbați. Hai să mor eu. Da. Aici, la bărbații să bea, dar femeile nu, n-are voie. Nu te dracu, cu asta mergi să mai bei. Cât de proastă ești, dacă mai și bei, nu mai înțelegeam în curtea asta. Fiecare o ține pe-a lui. Reproșurile nu se mai sfârșesc. Consilierul de urgență intervine pentru a da discuției o direcție constructivă. Ce ați făcut până acum ca să ameliorați situația asta? Ce ați încercat să faceți? Tu ai încercat să pleci de acasă și n-a mers, te-ai întors ca să-ți crești fetița lângă Marian. Da. Tu ți-ai lăsat serviciu ca să ce? Ca să o păzești? Păi ca să nu, ea mi-a zis. Că dacă plec îmbrăcat frumos de acasă... Bun. Ca să nu-i mai dai motive de suspiciune. Da, bun. Și de cert. Bun. Da, uitați, doamne! Să trăiești, bă! Când hai, mai pune o cană! Scobitoare de o dracu. Da? Și ce s-a întâmplat? S-a îngrășat? Păi n-a născut, vei copii? La nașa se îngrașe omul? Să mai și îngrașe femeia. Bun. De trai bun, doamne, și zic că doarme. Dar știi ce trai, poftește femeile astea la traiul meu, ce trai ducă. Deci de 3-4 ani lucrurile s-au înrăutățit foarte tare, pentru că văd că la fiecare propoziție tot un cuvânt urât sare și tot un reproș apare. Da. Cea mai mică mișcare, gata, imediat mă atinge. Există vreun moment în care sunteți de acord pe ceva? Există vreun moment, există vreo situație în care vă puneți de acord? Nu. E cel mai adrac cu femeia asta. Eu nu pot să dau uite, de exemplu, azi mi-a zis să-mi faci fasol. I-am făcut fasol. Așa. Uitați, m-am dus să-i pui în farfurie să mănânce, să vedem dacă, că sunteți și dumneavoastră aici, să vedeți dacă îi convine farfuria și fasolea care e în ea. Ciucaș ia doza de răcoare cu un pic de relaxare. Ah, mi-a luat să vă arăt. Asta e bucătăria. Da, bucătăria mea. Călața. Aoleu. Da. Uitați-mă și dumneavoastră, dacă credeți că asta nu e mâncare. Dar de fapt de ce să plângi așa? Dar nu știu, uite, doar pui și o foi de dafin, piper. Da, nenorocitul ăla de bulion, nu poți să pui cât îi convine lui. Păi cât să pun când? Că am terminat un borcan, uite, numai în oala asta pun unul. Și de unde să iau că fac și o economie, că nu aduci. Nu știi dacă mâine îți mai ajunge, de asta te limitezi la ceea ce ai, să nu cheltuiești tot, să mănânci tot într-o zi, că nu știi... Că mâine n-am ce să pui la copii să mănânci. Uite, ți-am adus fosul să mă duc. Asta e fosul? Nu are mărar. Una. Roșie nu e. Ia uitați. Ia mănâncă tu. Păi tu de ce nu mănânci? Ce are? Nu bai țipa că te mă enervezi. Fii rău, pregătești.
Cred că e aici de față cu doamna și mă super. N-ați încercat să faceți salși altfel, să faceți separat? Nu știu, pentru el, dacă lui îi place mai pipărat, mai sărat. Când să fac eu treaba asta? Să uită la televizor, eu doamnă, spăl, doamnă. Eu să sap în grădină, da, eu uitați, să facă toate. Ia uitați-ați cu lumea. Și el ce face? Și el își ia câte ce e pe el și pleacă și mai văseară. Vine fără pâine, fără nimic la copii, eu ce să fac? Eu vreau, doamne, să duc. Eu vreau să o dau pe brazdă. Hai să mă dai. Tu, că n-ai dibla bună ești. Auzi, doamne, și eu am fost ce am dat un test. De... Ce ai fost, mă, și ce ai ajuns? Și ea ce a fost, te-a întrebat? Da, ce am fost? Ea a fost am făcut și eu în plasă și uite, m-am urtat și am făcut și eu 3 copii. Să fiu și eu la casa mea cu bărbatul. Cu atât, cine, mă? Atâta știu, cu tine, mă, că nu mi-e și toată nimica, mă, că mi-e mutat viața de mine, mă. Ai știut decât să stai. Da. Uite, mă, alții face case, mașini, cumpără, tu ce faci, mă? Uite, fac și o casă. Ce faci, mă, că ai făcut potecă la ăla, la cârciumă? Cine? Tu? Nu prea am respect de aia, că nu știe. Nu înțelege. Da, ai avut vreodată? Da, am avut, dar nu înțelege. Dar ce respect mi-a dat. Și de ce nu-l mai ai? Pentru ce ai respectat-o când ai respectat-o? De ce a fost și ea mai tânără, mai... Arătam și eu mai altfel. Adică era cine știe ce respect, mai mult îți plăcea de ea. Acum nu-ți mai place de ea. Nu, că m-am îngrășat, că... Și ce faci, Marian, că nu-ți place mâncarea asta ei? Că văd că nu mănânci. Nu mănânc! Nu mănânc! Și gata, cu zilele nu mănânci? Și stai nemâncat așa? Îmi iau un colț de pâine, îmi fac ce-mi fac, dar nu mănânc. Mai bine mă duc, îmi tai, doamnă, o ceapă și mănânc ceapă cu oaia decât să mănânc spălături de asta. Problema era următoarea. Cheltuiai pe mâncarea ta mai mult decât bugetul pentru familie? Da, bineînțeles, da. Aduceam, doamnă, acasă, vă luam după tuta asta. Nu-i ajungea banii din el. Da, zic, ce când se ducea și scotea banii pe card, el își cheltuia pentru el. Și ce, cum crezi tu că s-ar putea rezolva problema, Marian? Să adapteze mediul românesc. Bun, și dacă nu se poate adapta, care e problema? Trebuie să adapteze. Păi cum? Dacă nu poate, nu poate. Oricât încearcă, nu poate. Care e problema? Cum vezi problema? Ea trebuie să judece ea. Crezi că te-ai descurcat cu 3 copii? Să crești singur? Da, mi-a spus că e una de 18 ani, doamnă. Bine, stai un pic, Gabi, nu mai lua. Că mă enervezi acum, am zis-o de 18 ani. Ah, doamnă, vă zic ceva, pe cuvântul meu, că mi-e sunt ăsta la cap. Eu vă zic că nu are, ia uitați noastră. Nu are ce? Nu are bun în maniere asta, dar nu mai îmi face încă un doi. Nu mai cere femeia la pat. Cine? De ce te superi când nu vreau? Asta nu... Ia pat, deci tine de la farmacie, nu ești să are nici 70 de mii. Deci tu nu vezi nicio soluție la problemă. Eu l-am întrebat așa, ce vrei să faci? Ba da, văd o soluție, doamnă. Care e soluția ta? Să facă mie, adică ce vreau eu? Eu sunt adică să o transformi în alba ca zăpada sau cum? În ce? Păi mai faci asta alba ca zăpada. Păi nu știu, în ce vrei să o transformi? Explică. Dacă o fac pe asta alba ca zăpada. Bun, în ce vrei să o transformi? Că tot nu pricep. Într-o femeie. Păi este femeie. Păi ce sunt? Știu. Tu și ești de ce? Ce sunt, mă, ce sunt? Nu sunt și o femeie. Ce am? Tu, cum vezi tu soluția ta la problema voastră? Ia zis așa, mă, ce plăcere vrei tu? Eu să fac numai să nu mai fie ceartă și bărbat. Auzi, doamnă, deci tu ai face mâncarea. La pat nu e bună. A, la pat e bună, la pat, vă spun. A, seara ați gândit acum. E bună decât să zic, să zici seara, haide. A, atât știi. Așa ai zis seara? Da. Păi dacă îi zic... Că nu apă! Că la vac. Ea a spus că e dispusă să-ți facă pe plac și numai să fie liniște. Faci de acum tu, uite că e doamne. Faci de acum mâncare. Dar mă, fac, eu la copii fac separat și-ți fac și ție. Numai să nu mai mă înjuri, să mai râzi de mine. Bun, credem că... Și eu fac treburile mele de femeie. Am înțeles ce Gabi dispusă să facă pentru ca să existe liniște în casa asta. Da. Și condiția ei a fost ca să aibă bani. Eu cer ție ceva. Mâncare, spălat, călcat și eu mă duc la muncă. Bun, am zis, bun, hai, concluzie aici. Ai spus tu cu gura ta, da? Da. Ia, uite, de exemplu, spală. Da. Du-te că alea acolo are 2-3 zile. Da. Du-te și spală. Ia să vedem ce faci, doamne. Ia să vedem ce mâncare faci. Păi, acum te duci, na, după ea. Cei doi soți și-au luat câteva angajamente importante. Să vedem mai întâi cum își va îndeplini Gabriela sarcinile, mai ales că pretențiosul soției cu ochii pe ea. Ia uitați. Da? Apă, ziceți că e de aia de la petrol. Eu o iau acum și fac... Tot așa, o rup de tot, de un recu. Păi și de ce s-o rup? Mai ai început să speli forma? De ce, doamnă, o rup pe ea? Păi era crăpat oricum. De ce o rup tu? Păi să vedem în ce te speli. Mătii. Ia uitați, doamnă, na, dacă pe asta o aveam, e, o rup de tot și iau și ia uitați asta aici. Asta e acum, iau, ia și spală. Lasă să-și facă treaba, nu știu, tu când erai amiciune, când făceai ceva. Ați văzut dumneavoastră cât de-a dracu este, dacă eu în asta mă spăl, că pe asta o am. De ce a dracu are tupeu?
s-o și rupă. Ți-a luat-o băta pe asta? Mai devreme vrei tu s-o rup cu totul, Marian. Ți-a luat-o băta? Nu, ți-a luat-o? Tu? Tu? Da. Pe, tu? Da. Eu și cine te ferești? Păi dai, ai! Pe, te-am dat eu în tine? Tu te la muncă să iau albie nouă, să fac show în baie la copii. Dar face de dor cu albia asta, așa, și ura păi să... Păi nu mai face ca termina, acum îi plătești. Îi vedem ce face ea cu apă. Ție capul tău! Usta, ți-am dat tu. Ia să-și duă, vale! Hai să-i spardezi. Uitați dumneavoastră... Ce-ai păi dacă iese culoarea la pantalon, ce vrei să fac? Uitați, doamnă, ăsta-i de rău? Hai! Ce, nu-mi vie, dragi, și eu arunc pe tine și eu acum? Te bat? Mă bat? Păi aștept atâta, știi, să dai. Te bat, să uite, mă duc și să arunc în grădină, să nu mai obrăz la vecin. Și o arunci pe mine, tu. Știi să-ți bagi joc de mine, știi să leacă piciorul, nu? De ce râzi de mine așa în halos? Și de față cu doamnă? Eu? Fii, nu știu, altfel de om. Dar de ce tu nu înțelegi că ieși doamna aici să înțelegi tu? Păi nu duce angajament că luat. Păi ce vrei să mă fac, mă, când tu? Când tu-ți bagi joc de mine? Faci ce vrei tu? Te de aici cu băta. Ia cu albia, mă, ia. Hai, spargi! Să te speri la băta. Păi, că de-așa ești bun. Uitați, doamnă, traiul ăsta l-am, de zi cu zi. Da, două, uitați câte perechi de pantaloni le-a spălat, trei perechi. Și alea tot, dacă... Păi a spălat trei perechi de pantaloni în 10 minute. În 10? Dar tu în 10 minute ai dat numai din gură. Da? Da. Bun, doamnă, sunt mai curalit. Poate și butuos. Cine e de vină aici? Eu? Bun, doamnă, ia să vedeți acum o chestie. Ia scoate apă, să vezi ce greu să scoate apă, să grătezi, să arunci albi, hai! Dar ca mine să spăl atâta o căruță după voi. Hai! Hai că vezi, ia uitați pălătura aici, să dea dreaci în viața mea, să dea dreaci în negre. Ia uitați, doamne! E? Ce? Le-ai pus pe culme? Ești de panaramă. Le-ai pus pe culme? Le-ai pus? Păi eu nu știu să dau, dai numai tu? E tot de cu dai mine, fire, mă-ta. Te de aici, dai mine? Panaramă, de om ce ești, care nu ești stai de nimic. Pune-mă și spală după trei copii să vezi cum e. Fire, de cu clătești. Dacă zici că stai și stau și mă uit la telenovele. Astea trăia clătite în patru ape. Tu ești învățată ca măta cu vrecie, dă... De... de aici cu vrecie aia. Asta data e bună. De copii. De copii. Dacă aveți nevoie și anunți pe unul care nu face nevasta copii, să vie la asta. Dacă iese banii, fac și pas. Auziți. L-am luat de iubire, că aveam drag de el. Era frumos, nu era ca acum. Așa avea niște mușchi pe ele. Nu e vorbă. Era frumos. Acum a urât. Dacă tu îi spui că ea e urâtă, că s-a îngrășat, îți zice și ea că te-a urâțit, chiar dacă nu te vede că ești urât, ții, înțelegi? Dar dumneavoastră, s-a făcut pe ea pe de lung, și ia uitați-vă. A făcut ce mare până la genunchi și spune mie că sunt urât? Ia-ți, mă, altă! Auziți-a, dracu, ești. Ia culoare. Marian se pricepe totuși la ceva, să găsească cât mai multe metode de a-și pedepsi nevasta. Nu vreau să iau apărarea lui Gabi, însă ea a făcut o treabă care mie mi se părea că e în regulă, iar ție ți se părea că nu e în regulă. Acum putem să argumentăm până mâine dimineața aici, dacă a spălat sau n-a spălat. Da. Exact, și nu iese și nimic. Și nu iese nimic, că de fapt că nu asta e problema. Tine. Sunt conștient chiar dacă beau un pahar de bere, chiar dacă fac orice. Și rar am dracu de pahar ca tine sticle. Ce îi faci sticle? Sticle de bere mari cumpărate de plastic. Cât s-a ce am aruncat de sticle mari? În fața lui doamna, numai de sticle ai vorbit. Da, dar păi de ce? Păi a vorbit și ea, de ce-o doare? Da, tot ce vrei tu, orice plăcere vrei tu, dar fii și tu mulțumit de mine, nu, că fac și o treabă auzi, doamnă, toată ziua. Să facă... Ce treabă, doamnă, face omul uite, care... Uite, mă, arunit și eu la cal, uite, mă, am măturat și eu, uite, mă, am făcut și eu o treabă pe-n curte, mă. Uite, mă, copiii vine după mine, mă. Cine? Copiii? Da. De ce? Că țipă, doamnă. De ce țip? Doamnă, țip că am dreptul și nu mi le justifici. Doamne, și mi-ești mulțumit de mine, mă, ce fac și toată ziua, mă. A spălat trei perechi de pantaloni de trei zile. Am făcut și eu mâncare, am spălat și eu vasele, am făcut și eu curățenie în casă, am dat și eu cu mătura. Ce vrei, mă, să fac mai mult mâncat atât? Să fii cu că nu sunt mulțumit dacă tu faci ce vrei, mă, să-ți fac. Ce vrei să-ți fac și-ți fac. Ia să vedeți acum, plăcere. Ce plăcere? Asta vrei tu? Plăcere, mâncare, să calci. Păi nu ți-am făcut mâncare, mă, să mănânci. Ia uitați, copilul ai cu mâna pe topor. Ia uitați. Nu, iubire, nu. Nu merge. Dumnezeule mare, ce se pot întâmpla aici? Ce drame se pot întâmpla? Nu, iubire, nu. Toporul ăsta îl lăsați aici la îndemâna copiilor?
Păi, doamnă, cum se dau atenția dumneavoastră? Păi nu-i vorba de asta, puteți să fiți și plecați de acasă. Dacă doctorul e pe aici și el era cu mâna și scăpa doctorul pe picioare și putea să ia picioarele, degetele de la picioare. Cât de proastă este cum se uita la copil. Păi ce, tu unde erai? De ce nu te duci și doamne, tu? Doamne, era ora de somn. Marian, lasă-mă în pace că și tu erai aici și tu puteai să alergi. Ea era cu un copil în brațe. Da. Bun. Tu, ca bărbat, ca reacție, ca om instruit într-o armată, nu? Într-o forță. Da, doamne. Cum să nu sare așa? El era cu toporul în mână și toporul, lama la topor era aici, aproape de picioarele lui. Știu, doamne, că... Da, ce iubire? Da, vedeți. Vino mă cu la mine în brațe. Nu vine să-mi plâng. De ce te-ai speriat? I-a zis să ne calmăm un pic cu toții, da? Să ne liniștim. Hai să stăm jos. Vrei să bei puțin apă, Simona? Hai să stăm puțin apă. E limpede că scandalurile dintre cei doi soți au consecințe nefaste asupra celor trei copii. Consilierul de urgență pune lucrurile la punct. Uitați, doamne, de ce pare cel mai Marian, mult rău? Aspirește copii. Marian, stai jos. Stai jos, da? Că nu e unul mai breaz ca celălalt. Un copil era să se rănească, unul... Suferă. Știu, sunt conștient. Și celălalt, uite cum stă să plângă. De ce credeți că stau copiii să plângă? De frică, că uite... De frică. Bun, acum nu avem alt lucru mai important de făcut decât să-i liniștim pe ei. Simona, ești mai bine? Da. Te duci să te joci? Da? Hai, adică nu mai dau unde. Stai cu minte. Dacă m-am coloșit cum ea, mami, bătai când dormiți. Încerc să înțeleg, de fapt, ce vrea fiecare și ce îi place, ce i-ar plăcea fiecăruia. Pentru că într-un cuplu trebuie ambii oameni să fie mulțumiți de situație. Ce ți-ar plăcea mai tare? Un serviciu în care să porți uniformă? Să fiu și curat. Eu nu sunt pregătit pentru... Eu dacă mă duc în construcție cum vrea ea, bani mulți. Așa, nu să găsești. Nu sunt priceput în meseria aia, vă dați seama că un maestru... Am înțeles. Ești de acord, ai fi de acord, Gabi? Da, ca da, el să-și reia un serviciu de genul ăsta? Da. Pentru și... binele la copii, da. Marian, ești dispus să încerci să-ți cauți? Da. Bun. E timpul ca Marian să-și respecte angajamentele și să arate că poate fi un soț și un tată bun. Până atunci însă Gabi are o nouă sarcină dificilă. Gata? Mai un pic. Oh, ai răbdare. Hai mai fă 4 dungi de acolo, fă acolo. Fă și ce faci? Fă le cu lucrul. Fă tu dacă eu nu sunt stare. Că tu ești deștept, prostă. Tu ai fost polițai. Hai, da, ești polițai. Ia-te, tu cu gura mare ești. Hai, lasă-mă să termin eu. Te recu de aici, nu mai faci așa. Uite, scalc. Mă te duci la muncă, să vedem unde te duci, da. Păi alea de la dacă călcap ca tine era gata, 40 de cămăși, 50 de cămăși și călca alea. Ești deștept. Calcă tu! Tu ce o calci? Păi până acum cine a călcat? Păi calcă și pasta, și după servici. Care pasta? A, uite ce vorbește, haide să calc pasta. Hai, pleacă de aici dacă vrei să calc. Eu fac cum să calcă, dă-te, aici să calcă, aici. A călcat-o, mă, aici. În picioare. Așa bagi odată, aia și așa să calcă, fă? Hai, lasă-mă să calc. Aolo, păi... Fă, dacă de proastă ești, fă. Uite, așa să calcă. Aici și pe spate la guler. Hai, mă, lași! Fă, așa să... Lasă-mă, paci! Fă, prost. În ziua de astăzi, se vede că ai pus mâna pe cămașă, o pui, uite, așa de... S-o calc sau că stă pus la cap, așa? Cu idei fac cap? Păi, firea, dracu, poate spui firul de călcat în cap, eu. Hai, să vede când e o femeie gospodină, prima oară o pune, uite așa. Lasă-mă, mă, să-i fac dungile acum. Au zis, doamne, ați văzut cum ia cămașa, prima oară cămașa se calcă de aici, doamne, să mă iertați, de la spate? O iau cum știu, dar iese călcată, iese. Nu calcă nici bine, să vedeți cum o calcă. Uite femeie. Arată-i, așa. Prima oară cămașa se calcă, uite și aici. Așa. Cum este? Da, e guler și e călcat. E călcat? Da. Și tu ce ai călcat prima oară? Calci paste? Bun, bine. Pasta o bag în pantalon. Păi, și nu vrei aici? Jos, nu vrei. Nu vrea. E nebunul. Hai, spune. Faci ca mine. Așa, și iese tu ca mine. Și iese tu ca tine. Te recu de aici. Mulțumit? Ia. Călcată după indicațiile tale. Deci tu, cum ai învățat, tu eu așa am călcat-o, dacă ești mulțumit. Ai și tasa ca la dracu, e bine. Bun, da, doamne. Acum mulțumit? Ești mulțumit, puneți cămașa. Da, doamne. Îmbracă-te cu ea. Și am plecat la muncă. Ha, chiar te rog.
Cu hainele curate și călcate, Marian pleacă să-și caute de muncă. Gabi rămâne acasă împreună cu Irina. E bine că a plecat să-și caute de treabă pe ziua de azi. Măcar nu mai stă pe capul tău. Nu mai se găsească. E greu de găsit. Da. Că vrei să găsești, găsești. Dacă nu te duci o zi da, și trei problema... de acasă... Problema e, da, bine, așa, dacă tot cauți, găsești, poate găsești, dar poți să ia, na, ghinion. Nu știu dacă, nu mă bazez pe el, că nu cred că se duce acolo, cred că a nimerit în altă parte. Ia Toni! Ia Toni! Ce mai faci? Uite, vreau să zugrăvesc puțin. A început să... Hai, vreau, dracu, mă cer cu aia, dracu, zicea că poate mai vreau să te ajut cu ceva la muncă, să... Mai, o, dracu, mă cer, dracu, cu ea, nu mai aiurea, mă cer. Păi ce, dracu, mă, Mariană, na? Da, ce să rugăm? Mai bine ce să mergem la cârciumă și bem una mică, așa. A... La ora asta ce dacă să mai faci? Mocănei, că mă certai cu aia de urecă. Hai după bani, ai după bani. Păi dau eu una mică dacă deși când aici. Hai, dar mă ta o dai, eu sunt... Hai, Hai, mă, dracu, să ne simțim bine. Marian a plecat să-și găsească un loc de muncă, dar și-a găsit un tovarăș de pahar. Sigur îl găsim în cărciu. La Nenicu. Acolo este viața lui. Da? Da. Deci acolo el se duce și întreabă de servicii. A, deci la cărciumă e locul. Da, că se găsește cu la bă, n-ai ceva de muncă, ai ia-mă și pe mine, cât îmi dai, e bun și ăia. Și n-ajunge nici cu eu ăia acasă. Ia tot pentru el. Se termină toată treaba asta. Tot acolo, la Nenicu. A răspândit. În timp ce Gabi își spune ofurile acasă, Marian face același lucru la cărciuma din sat. Se pare că și-a găsit un sfătuitor pe măsură. E greu, uite, nevastă mea face gălăgie, face dăvă, dracu, mai am bătut-o, mai am... Păi nu cu bătaie, bă, Mariane. Nu înțelege, ea vrei, e puțin incultă la cap. Ea vrea bani, bani. Păi băi, așa sunt toate femeile, vrea bani. Dimineața ai văzut la prima oră... Te la Neanicu răspunde. Păi voi plec femeie pe de acasă, la cărciumă găsești. Acolo găsești, da, mai vine unul, altul. Da. Ea nu, că vii la băutură. E și puțin sărită de pe sanda, că n-am să zic. Păi întreb, dar unde, doamne, că fac, ia ce una, două, că sunt găsibil. Dă mata mie acum, de exemplu, așa un sfat, ce să-i fac cu ei? Deci ea este întotdeauna cu gura pe mine. Du-te, ai văzut și mata. Nu, mă, trebuie să găsești un serviciu acum, ce să mai... Cu carte de muncă, cu dragi, că nu mai ai nici tu. E carte de muncă la noi, Evrim. Păi, pe dracu, am 30.000 de ani, ce am. Păi, da, mulți înainte, dar nu. Trebuie să te apuci de muncă, băi, băiatule. Aici e re? Nu, dracu, să... Păi aici e serviciu? A fost la Neatoni și... Și? Ți-a dat servici Neatoni? Da, auzi să mă... Bani, asta e banii? Păi eu mă, cu caprilul Neatoni? Păi eu nu mă bani, ce-ai muncit azi? Ai mă bani de acasă, deci vonele, unde-i bani? Cine bani când mi-a dat Neatoni, mă, pe treabă Neatoni? Bă, unde ai plecat tu când ți-a călcat cămașa de acasă? Să plec la muncă de la... Și unde ai muncă aici? După Cotroveile am plecat. Zi! La dracu ce țipă, cât de proastă ești tu! De ce nu e proastă? Ia tai dracu și mă tabre, nu mai face! Ești proastă! Da! De ce nu faci proastă? E proastă! Mă, ce vrei rușine? De ce poate să fie rușine mie? Pleacă dracu de aici, dă-te! De ce m-aș da zici așa? Păi tu stai cu lumea la băutură, mă, și copiii n-are pâine acasă? Da! Ia tu ori m-a cistit, dă-te dracu! Ție nu-ți e rușine? Cu lumea ne-a tori! Ha? Ia m-a fire bă, tăi de oraș! Pe tu ai venit aici să mă... Mă uiți pe mine. Ce faci aici? Fire la cu măta. Că-ți trag o palmă acum, dă-te cu mâna de cap. Tu, lasă, dă-te drecu de aici, fire aia drecu. Vezi bine, așa am vizit de zi. Vizit de zi. Vrei măta, lăsă-mă vrei pace, vrei, nu mai face măta așa ceva. Ia tai bre, dracu și măta, nu mai te băga măta. Nu vrei măta, Angele, amor, du-te la muncă. Auzi bre, ia nu te băga bre măta. Hei, fă-te, te duci. Tu te duci acasă, băgat eu sunt bărbat. Da. Da? Da. Bun, a venit cineva după Neatoni să-i arunce paharul de... Păi bărbații, ce la muncă nu știu de ca tine în cârciu. Cine? Cine? Toți bărbații. Te-ai găsit cu Neatoni acum. Să-ți dea... Ia, m-am găsit cu Neatoni. Păi eu m-am dat Neatoni să mă auzi să mă cu capri firea, cu capri mă mătii. Păi și aici? Păi și aici? Eu mă duc ca ciganii de la Babilie. Păi nu mă duc. Servici, că de-aia ți-am călcat cămașa. Te dracu, nu mai te băga tu. Lasă-mă de ce tari! Ia tași dracu și mă ta, că ești femeie bătrână. De ce vreau nu-l lași să ducă bodyguard? Să ducă unde vrea, că de-aia am făcut cămașa. Fac sex? E geloasă. Hai să fac sex. Băi, uite, am călcat cămașa la dungă, de ce îți duce la servici? Era dracu de dungă. Mai bine să ducă pe izraz. Unde să mă duc? Du-te la muncă! Am
18.000, nu? Drept, mi-a dat-o... Bine, mi-a dat-o Nea Toni. Păi, stau, doar, dar... Nea Toni mi-a dat berea, întreabă pe Nea Toni. Prima ta nu mai... Cum a dat mata pe mine, bine? Hai, stai jos pe scaun, acum de ce lume! Tu nu mai face de-astea. Ei, tu după mine să mai vii. Nu? Ce caută aia? Ea vrea să mă duc ca aia cu Vacili să... Sau... Nu, nu vrea să. Ce? Stai jos, stai Vacile, ca o rei de fișoare. Nu te răc***** pe el, înțelegi? De ce e nebun? Ca cum am ca tine? Deja ai băut, e inutil. Nu faci decât să se atragi, să iau bătaie. Să iau bătaie. Și se faci? Asta este problema bărbatului care trage la muncă. Gabi s-a învățat să accepte gesturile grosolane ale soțului. Tanti Eleonora, în schimb, nu se lasă așa ușor. Credeți că vrea să mergem acasă? Da, de-o faci, domnule, ai zis! E, dar vreau să discutăm cu toți oamenii. Păi da, domnule, dar tu mai dai că să uită lumea în sare. Bre, ce te faci, bărba ta? Ce te faci, bărba? Ce te faci? E femeie bătrână, la c***e care le faci. A, bre, bre, e femeie bătrână. Ca tine, dar tu și tu ai făcut. Ești femeie bătrână și a venit la mine să fii. Te duceai cu mătul. Mergem, doamnă! Da, da, mergem, doamnă, da! Ce-a făcut ea, nu e frumos? Vă rog eu frumos să mă credeți și pe mine. Ce-a făcut, mă? Ce-a făcut? Ce tremură, bre, folcile alea așa, lasă-mă drept cu-mi pace. Ce-a făcut, mă, ce-a făcut? Ce-a făcut? Ia uite, taci, bă! Uite, dracu, da, cui dai? Ție! Eu mai fac eu ce mai tare. De ce? De ce? Tu de acum acolo. Maria, nu mai da. Nu mai veni la mine să vă faci de râs față cu Nea Toni, cu toți. Cu de aici cu circul tău. De ce dracu, mă? Ia tai drept, bă, te mă gama că tu. Tu adrag, dacă un bag bătăcan. E, bași pe drept. Așa se face ți? Da. Da, uite, să dea dracu de mine iau asta. Marian, să dea dracii. Eu nu ți-am spus niciodată să duci cu vacile, stai liniște. Ai văzut pe oamenii ăștia tu? Marian, lasă-o în pace, te rog frumos. Ce stii? Nu-i de lăsat. Ai văzut mata? Te rog frumos. Pe Neastan, că aruncă băutură, ai aruncat mata vădă pe el? Ne-am pus aici la zid? Pentru de unde ai aruncat? Uite, eu ce mi-a făcut? Două... Plecăm acasă? Cine mai aduncă? Ia! Acasă? De ce ești dute? Vreau să ne certăm. Păi ok, frumos! Suntem niște oameni beți. N-avem ce să discutăm cu oamenii care au bătut. Uite, mă, că te-a rămas de urechi. Hai! Ce? Care-i treaba cu mama? Marian, dacă vrei să fii acasă cu noi, mergem acasă. Da, doamne, vin! Nu ne certăm pe aceea, mă! Nu, și uite cum e! Cum e dă cu mama? Marian, de ce dă-i mă? De ce dă-i? Da, doamnă, dar să mă lase dracu în pace, doamnă. E, cum e? Cum mă, că e serioasă și e femeie? Așa e serioasă, uite cum a făcut. Ia pune mâna. Da, vei cum ai mântat. Cu atâta știți. Zici că e făcută din mata? Cât de proastă e. Atât. Mama nu e proastă? Păi ea e proastă. De ce e proastă? Păi uite ce-a făcut. Că tine trei copii? Unde, mă, și muncește, mă? Unde? Unde? Nea Toni, tovarășul de pahar al lui Marian, concluzionează. Băi, până la urmă trebuie să duci la muncă, asta e. Da, bre, da. Dar ea a făcut ca femeie dreptate aici? Nu, n-a fost frumos. Bun. A venit cu doamna... Dar nici tu nu trebuia să dai nea. Aici am... Bun, vrei? Păi m-a dus în starea asta critică, trebuie să dau un nea. Dacă ai avea servici și ai duce bani acasă și aia... Păi ce vrei să mă comande ea pe mine? Păi nu să te comande, dar... Gestul ei e bun? N-a fost frumos, dar acum mă treci tu cu vederea, dracu. Între timp, Irina și Gabi se întorc acasă. Ai înțeles care e durerea lui? Da. Durerea lui e că a renunțat la un serviciu care plăcea, da, și unde se simțea bine, unde se simțea important și a ajuns un nimeni. Da. Și Nea Camaro, la cârciuma din sat, aici unde lumea îl compătimește, îl înțelege. Și ai văzut ce s-a întâmplat atunci când alte femei au propus să meargă să fie cu vacile, deci mulți dintre astea așa, de om de nimic care n-a făcut nici carte, care n-a făcut nicio școală. A sărit imediat. De ce crezi că a sărit așa de înțepat, parcă de albine? Pentru că s-a simțit umilit. În urmă, ar trebui să-l lași cu orice risc, da? Sunt problemele tale astea mărunte pe care trebuie să le rezolvi. Mica gelozie, mica îngrijorare. Să-l lași să se întoarcă la ceea ce știe el să facă. La munca pentru care el a fost pregătit și la serviciul pe care l-a părăsit. Pentru că altfel nu o să ai liniște cu el. Nici tu, nici el. Ceva mai târziu, cei doi soți se reîntâlnesc acasă, prilej pentru o nouă ceartă. Hai, Gabi,
Da? Ție te, așa îmi ții puțin rușine să vii acolo în lume. Să mă faci mai adăpărtare când vorbești cu mine. Lasă că îmi dau în tine, că știu păi că nu mai dai, chiar te rog frumos să nu mai dai. Te rog din tot sufletul. Dacă mai vii o dată, cum a venit, că se uite și lumea asta nu la mai, aici. Te rog eu să când nu mai dai mie. Când ai venit acolo, așa. M-ai făcut de râs în fața la femeile alea. Așa. Că nu mă duc la muncă, că ai vărsat pe mine. Uite, sunt fleașcă. Așa. Din ce scop? Ca să vadă și dânsa unde te afli tu. Unde m-ai aflat? La cărciumă. La cărciumă eu? Da. Păi bine, mă rog mâna să mă cinstească, care e treaba ta? De ce nu veneai acasă? Păi, nu mai da. Nu dau, dar tu faci una, două, nu mai așa faci. Păi mi-e frică că dai. Nu mai viu, gata, am înțeles. M-ai făcut de râs, una, a doua. În fața la oamenii aia. Așa. Hai că femeile aia cu gura mare. Da. În fața la oamenii aia m-ai făcut de c***e strece dacă te-am făcut. Da, da, da. Uite, Recu, ai zis cu doamna ierit. Ai venit de m-ai făcut de râs. Recu, să fii că-ți rup dulapul ăsta cu tine. De c***e, măte. Cu gura ta m-ai făcut de râs. În tot satul m-ai făcut de râs. De ce te-am făcut de râs? Că n-ai servit și nu știi să-ți ții copii? Taci. Da, aia te-am făcut de râs? Taci. Da? Că rup dulapul ăla cu tine. De aici. Haide-te puțin mai încolo și discutăm. Haide-te ce așa. Ce să discuți cu tine de la 7 metri? Ce vrei să cer scuze să de înaintea ta? Scuze? Da. Să te dai pe brazdă. Așa. Da, să faci ce vreau eu, nu ce vrei tu. Ce ai dus mă la copii tu azi, mă? Dacă tu vii și faci bala muncă acasă, pentru ce, mă? Nu, eu te, de ce faci tu așa, fă? Păi te pregătești să dai. Ce să dau, fă? Să dai în mine. Eu în tine? Da. Și mie cum vine să viu de la sat supărat? Marian, lasă, hai să ne calmăm un pic. Știu că s-a întâmplat ceva urât acolo, da? Da, doamnă, dar nu e frumos să mă facă și pe mine de râs că am avut și eu o... E adevărat. Vă dați seama să vină cu dumneavoastră acolo, să arunce pe mine... E adevărat, acum, e adevărat, am înțeles. Dar toată lumea acum e cu spiritele foarte încinse și eu cred că trebuie să ne dăm un pic o pauză. Dar să înțeleagă, doamnă. Da, ne dăm o pauză și pe urmă discutăm calm. Situația a ajuns prea departe. Violența a devenit ceva obișnuit în această casă. O discuție calmă ar putea să îndrepte lucrurile. Orice om și orice familie și are momentele sale de cumpăna și greutățile sale. Tu, Marian, ești nemulțumit, te simți ratat într-un fel pentru că ți-ai renunțat. Ai renunțat la serviciul acela al tău care ție ți-a plăcut. Iar tu, Gabi, te simți nefericită pentru că lucrurile nu merg bine, pentru că nu ai și tu... Nu de toate, că de asta nu o să avem niciodată. Dar măcar ce trebuie pentru familia ta, pentru copiii tăi. Ar trebui, în primul rând, ca fiecare să stimuleze stima de sine, da, a celuilalt. Sunteți împreună, aveți 3 copii, nu există decât 2 soluții. Ori vă despărțiți și asta presupune ce? Să rămână copiii ăștia fără tată sau fără mamă, nu? Da, da. Sau să despărțiți. Ori să vă împăcați, pentru că asta nu-i viața. Și atunci ce e de făcut? Ce e de făcut? Soluția pe care o găsim. Gabrielu, uite că e aici, da? Doamna, ce spui? Faci ca mine și dă mâna aici. Nu, uite, eu vă propuneam niște soluții puțin mai bune decât nu mai faci ca mine, fiindcă acest faci ca mine e un pic cam egoist. Trebuie să facem următorul lucru. În primul rând, trebuie să ne încurajăm mai mult unul pe celălalt, să ne susținem mai mult unul pe celălalt. Să stimulăm încrederea și respectul de sine al celuilalt, renunțând la reproșuri, la cicăleală, da? La a scoate ochii celuilalt pentru ceea ce a greșit. Orice lucru bun făcut, îl apreciem imediat, unul pe altul. Pe urmă, ar mai trebui să fie această complimentare, să vă spuneți câte ceva frumos, dar sincer, nu trebuie să fie numai de ochii lumii, sau să fie ceva nesincer. Renunțați la ceartă, renunțați la critică, renunțați la reproșuri, renunțați la jigniri. Găsiți cuvinte bune de apreciere. Învățați să vă respectați și să fiți politicoși unul cu altul. Asta e soluția. Iar pe termen lung, soluția la toate problemele astea și ca tu să te simți mai bine și ca ea să se simtă mai bine... Nu să mă duc la serviciu să fac amin. Exact. Iată că în această casă se pot purta și discuții civilizate. E poate primul pas pentru rezolvarea situației. O nouă zi poate fi un nou început. Dimineața. Uite, ne pregătim să plecăm la câmp. Păi merg și eu cu voi. Da? Vreți să mergeți? Ha, nu mai fost de mult. Fii de bine, Ioane. Gata? Ce de-aia? Ușor, 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 ușor. E, bă, o, te gospodar ești tu. Dă-mă încoasă, dau eu fira de râs să fie. Uite, așa dai.
Burienili, dăm așa, nu e. Uite așa, burienili. Hei, eu trag ăsta așa pe brazdă și tu greblezi. Și mai dai vițile astea și tu. Și unde? Urma ta? Nu-i vreau înainte cu grebla. Hai, hai, dă-i drumul, dă-i drumul. Ești bătută în cap. Hai, dima, du-te-n belea, pe mâna și fă treabă. Să fii, pune mâna și ridică, uite vițile astea cum se face. Că așa e femeia gospodină la țară. Acolo la București n-ai stat? Hai mă și mai acolo, mă. Ce bine era când era și o cocoană. Erai cu cocoană, auzi? Acum câțiva ani, la flori. Cu bătă aia prost. Du-te la flori acolo și joacă. Cui să-i să amene așa deșteaptă tu? Ai venit la vie, bă, cât mături a făcut. Poate îți dau dracu vreuna să te termeni. De câte ori numai gata, așa. Gata, știi să dai, nu? Dacă nu te făceam om, da, să dai dracu, mi-a venit și ia dai, vă, tu din gură. E, mă face dracu, să-ți dau una în cap. Cui hai, vă? Fă-mă, dracu, hai! Hai, fă-mă, dracu, să vezi ce mie dracu, pătine, să dai dracu, mi-a spart cap, hai! Ieee, ia drag, poate bag colea pe șanțul ăla de te trag pe-n pe tine. Mă, tu vrei să mă să stau lungită? Dar tării copii. Să te găsească dracu aici, până oi munci, până tu ai venit rău? Cui vă? Ți! Ieee, bă, ce tare că-ți dau cu sapa, du-te de aici. Vezi băiatul, vezi băiatul. Băiatul s-a dus la cal, băiatul. Unde s-a? La cal. Păi du-te tu, băiatul, băiatul, așa faci, pe unde te duci, băiatul, băiatul. Dacă era la serviciu, era cu măta. Cine era de băiat? Dar tu ce faci? Stai în viet! Dacă era la serviciu acum, ce spuneai? Mai, băiatul, băiatul! Mă duceam de nebună! Te mișcă că te firea de balu, bă! Hai, ce-a la padiule! Stai jos, că stai șocul! Hai că, auzi, dă-te ce-a la padiul tău, nu mai facem, mă, păi, ce-a la padiul, că... De ce pui băiatul în față? E ta dracu ce pui tu repte băiatul în față. Hai, du-te și sapă. De. Hai să dau cu băiatul firea, atunci du-te tu, ia sapă, vă, tu, mătii, să... Hai, că-s f***a, mătii, dă-te de aici, că stai cu copiii. Tu, mătii. Dracu ești, mi-ai mâncat suflet. Ia, băiatul ăla în față. Ia, uite-te-n treabă, s***a. Trage-vă cu sapă, f***a, mătii. Trage-vă, tu. Păi, dar, uite, te-a luat-o înainte, treabă, așa. Păi, sapa! Bă, dementule, care nu-i sănătos, mi-ai mâncat. Treabă românească. Tragi cu sapa, dai cu grebla. Aia e treabă românească. Bă, mă, tu înainte și faci eu după tine. Ce t***e cu? O să dea t***e dacă nu spar cap. Speri copiii, că treaba la t***e de aici cu... A, ce ridici tu, repete sapa. Stai, bă, tati, aici. Ai văzut, a, ce ești, care nu știi nici la deal, nici la vale. Stai cu minte, numai da. Numai dacă dau și eu. Cu nu spurca, nu mai îmi face. Bă, te cu face ce-a luat padiu, a dracu, du-te aici. Sperii copii ăștia. Sperii copii? Da. Hai. Dacă mă lasă viu, să stăm acolo pe pătură, să stăm și noi și ne înțelegem și noi ca oameni. Și mâncăm și noi o dumica de pâine. Bag, hai să luăm dumica. Dar vorbești frumos! Așa se vorbește? Tu, vorbești frumos. Ești Bill Clinton, tu. Hai, puteți să stăm și noi jos ca oameni? Hai să ne culcăm așa, ne mâncați, haide. Nu să ne culcăm, dar să fluierăm, să bem apă. Să vorbim, mă, să înțelegem și noi amândoi, mă. Stai, fă jos de te... Gat, hai că stau. Uite, tac. Și vorbești, vorbim cu doamna. Uite, să... tac, da, ta și tu. Firea, uite, tac. Hai, doamnă, ce e de făcut? Ce e de făcut? Ce e de făcut, să taceți. Gata, uite, eu tac. Dacă doamna, tată, dă-mă dracu de aici. Dacă nu tace, nici da, dracu mă las. Degeaba, dacă fiecare așteaptă de la celălalt să facă ceva, nu o să se întâmple nimic. Da. Știți cum sunteți ca doi copii? Stau la colț dacă stă și celălalt la colț. Mănânc dacă mănâncă și celălalt. Dorm dacă doarme și celălalt. Dar lucrul ăsta nu se poate. Dar știu, doamne, că în viață... Dacă vă condiționați în felul ăsta, nu ajungeți nicăieri. Încearcă să nu-l provoci. Pentru binele tău și pentru binele copiilor. Eu nu pot să-mi rab. Și vrei să-i faci și pe ei să sufere? Nu. Deci atunci, de dragul lor, încearcă să nu-l mai provoci, să aplanezi conflictul. Și ai să vezi că dacă tu lași vocea mai jos și nu-l mai provoci, nu o să mai aibă nici la atâtea motive să se agațe, că-l irită. Când v-ați luat de nevastă și de soț, ce ați găsit unul la celălalt? Când se îmbrăca el și era frumos, avea niște muși pe el, îmi venea pe-n gură de... Păi, ce să mai faci cu el? Bun, deci ți se părea frumos, da? Cum îi vorbeai? Îți mai aduce aminte? Da, cum? Frumos? Cum? Dă-mi un exemplu. Măi, Mari, hai să facem și noi cu tare lucruri. Da, femeie, facem și pe aia și bun, pe aia. Deci îi spuneai pe nume. Da, nu. Îi mai ziceam și guriță. A, la lintai? Da. Bun. Da. I-ai zis vreodată atunci român borât? Nu. Bun. Și acum de ce îi spui așa? Pentru că mă faceți în bancă. Marian. Da,
când ai luat-o de nevastă, ce calități avea? Ce-ți plăcea la ea cel mai mult? Doamne, cel mai mult îmi plăcea la ea una. Fizic a fost frumoasă. Era frumoasă, așa. Da. Un comportament prost îl avea. Eu m-am, adică singur, am încercat să o readuc la mine. Eu aș știu că e țigancă. Deci nu m-a deranjat faptul că e... Deci nu te-a deranjat atunci că e țigancă? Nu! Îi spuneai țigancă vreodată? Nu! Nu! Îți vorbea frumos? Da, da, deci... deci nu îți scotea... vorbea frumos? Da, doamne, deci nu scotea o vorbă... Ne la locul ei. Sunteți conștienți că trebuie să vă întoarceți la felul în care vă purtați, maniera în care vă purtați unul cu altul la început? Că dacă se îmbată și mai mult din frumos. Tu ai vrea să te întorci la cel care erai atunci, să te porți așa cum te purtai atunci? Da, da. Gabi, tu ai vrea să te porți așa cum te purtai atunci, cu el frumos? Da, mă schimb, da. Ai vrea? Da. Am înțeles. Să ne dăm și noi pe brazdă. Eu atâta ce am cerut de la ea și cer de la ea. Păi uite, și-ai adus-o și-a venit după tine. Păi atâta știu, să fie după mine, dar un comportament atamorul aia să nu mai răspunde. Dar de ce? E foarte dificil, pentru că asta a învățat acasă. Și este foarte dificil să ne schimbăm comportamentele pe care le-am învățat în copilărie. Și aici vreau să ajung la copiii voștri. Știți ce o să înveți copiii voștri? Două limbi, una țigănească, una românească. Nu, greșit. Pentru că voi vorbiți un singur limbaj, acela al urii. Și atunci trebuie să ne gândim la ce este cel mai bine pentru ei. Ce exemplu dăm? Trebuie să-i înveți că bătaia nu este un mod de a trăi. De dragul copiilor și al clipelor de altă dată, Marian și Gabi trebuie să schimbe atitudinea. Numai așa pot deveni din nou o familie. Ia fetița mea. Ia iubițica mea, cea dragă. Te drag de mine acum? Hai cum? Ți-o pui în lopată? Hai, pun. Hai că ți-o pui. Ia. Așa tot. Așa. Te descurci. Acum mă faci părinte. Ești băiat bun? Da, cum? Băiat bun? Vezi când vorbim frumos ce frumos ne înțelegem? Ia uite, cum ți-am pus. Hai, tată. Bravo. Așa, fata mea. Da, mai mă iubești? Acum, nu. Mă iubești acum? Vorbești frumos. Dacă am cât timp, păi mă iubești. Depinde cum vorbești. Cum mă port, nu? Da. Te poți frumos, mă poți frumos. Bine, uite, o să mă port frumos. Hai să te pup. Iată că vorba dulce mult aduce. Momentul de tandrețe dintre cei doi soți e întrerupt de un vecin. Mariane! Da! Unde ești? La... ce faci? Hai să treci. Băi, tăpărate, ce dracu faci, bă? De servici. Bă, n-auzi, dă-mă și mie un bonfire. Bă, de-aia veniți, mă, trebuie un bonfire, dracu. Mersi, Bioca. Bă, dacă mă cinstești și nu ne bate nevasta că te țin de întreabă de la curăța din graj? Mă, cum să mă bată, dracu, Bioca? Cum să mă bată femeia pe mine? Păi, bă, că ai treabă, mă, să curăți. Gabi! Da? Hai să facem cu tu cafea, că n-am ce să cinstesc. De munci ce mai muncești? Bă, fuțează că am fost pe la vie. Și pun curtea acum ce facem, trebuie să facem noi pe aici. Faci și pe aia. Știi? Dă Gabi și mie o bichetă aici. Apând eu? Așa. Da. Bă. Ai văzut ce filme e? Aprinde bicheta, nu trebuie. Așa. E tare de tot. Respectoasă, nu? Este așa, de toate, e foarte respectoasă. Nu așa e normal? Păi vine cineva cu la tine și ce vrei? Da, păi aici, cum să o fac eu de uzi cu tine? Dacă a prins brichete, foc, cigare la oameni, așa se face ziua de azi. Dacă e foame lui Romic, acum te arunci și pui repede să văd. Nu mă, nu mi-e foame, că vin la casă. Nu, de-aia ți-ai dat. Nu mă, am văzut că e foarte amabil, nu, dar nu, ca prieten nu mă supăr, nu, dar nici. Bine, Manica, hai că eu am plecat. Da, hai să vezi, dacă aveam ți-ai atât, te servem. Hai, Gabi. Bă, îți dator la tine. Da, să vede, te agăți. Ce, bă, am agățat, ce dracu, ori mă lipesc. Așa e. Hai, nu mai ieși după mine, că rămân cap. Rămâi să-ți termin treaba. Sănătate. De ce mi-ai foc? Ai foc, dar nu l-ai aprinde? Ia cu dacă și el nu-mi dă la noi, ce vezi? Ia prinde fă și mie, dă-te drept cu ești, vezi că e cât de prost ești? Ăla s-a agățat și că e dator la mine, s-a agățat și de tine. Păi să ține omul, să nu cadă cu păi ce datorie are mine și la tine? Păi la tine, nu știu ce datorie are. Păi are datorie să tragă, să pună mâna pe tine, să datorie la scaun. Păi el dacă tot ține mai să ține sprijinul tupit de mine. Eh, tot sunt de vină, nu? Ăla agață și scaunul, s-a agățat și de tine. Păi omul a pus mâna pe mine. Omă. Păi tu nu ai sătus, nu mai ajută. Ia prinde și mic, mi-a prins mic. Hai că ți-a prins tine. Da. Mulțumit?
dacă să nu mai faci niciodată gestul ăsta. Prostesc. Dacă ăla spunea dezbracă-te, te dezbrăcai? De ce mă dezbrăcam? Ce vrei să fac? Uite, drăcu, ce faci? Păi știu că te-ai pe spate mesul și drag. Te drăcu de aici. Nu mai... Dacă ăla spunea să-i faci mâncare, făceai mâncare? Dacă tu spuneai, făceam. Ce-i făcea, ai făcea, vrei? Te-ai găina, cum te-ai drăcu de pe făcea. Te-ai găina și rămâneai trei mâncat. Fiice, repete-te. Tu de ce întrebi de nevas? Ce? Păi am întrebat și eu dacă e acolo. A, la și unde... am fost, s-a sprijinit de mare și am aprins. Ce mare e scofar? A, pe tine s-a sprijinit de scaun și că sunt dator la tine. Da, atingi el ca simți că e moal. Îl aveai după bonfire de te drec. Păi știu ce-i pus să bea cafea? De păi, ce ai tu ce? Și făceai cafea la răgaș și păi du-te pe de aici, pleacă de aici. Și ieșea mai rău cu tine. Deci, păi de ce ieșea dacă mai rău? Cu mine i-a prins sigarea, cu mine a pus mâna pe tine, dacă plecați să fac eu cafea, era... Stăm de vorbă cu el, mă, și crezi că făceam. Ce făceai? E? Ce făceai? Da. Cred că ce nu făceai de te drept. Ce putea să fac la masă? E, ce gândesc eu? E, ce? Ca bărbat. Spune, hai spune ce. Ce puteai? Da. Ce nu te dracu că ești prost aici, că iar mă enervezi. Iar mă dracu, nu? Păi da, da, stai tu să pună la mâna pe tine. Dar n-am pus, băi, omule, ești bătut până în cap. Nu e sănătos, mă, tu nu mai judeci, mă. Știi, un om când e gelos și de-a-i să-și pare că celălalt l-a privit nu știu cum pe unul. Deci putea să stea să nu spună nimic. Dar putea să nu stea lângă noi, doamnă. Putea să stea lângă el, lângă băiatul ăla, i-a prinde țigare. Problema nu e asta. Nu, nu e bine. Și nu e bine, știi de ce? Nu e bine că ești gelos. Și nu e bine că tu ești geloasă. Tu ești nesigur de tine și nu ești sigur de tine pentru că nu te simți tu bine cu tine. Da. Nu ești tu mulțumit de tine. Și ea se simte nesigură pe ea, că și ea e geloasă. Da. Așa, și ai văzut ce rău a făcut fiind geloasă. Da. Ea se simte nesigură pe ea din pricina ei. Așa te simți. Da. Deci, gelozia vine din nesiguranța ta. Da? Simți că ai putea să-l pierzi. E, același lucru îl simți și tu, Marian. Simți că ai putea să o pierzi. De câte ori vine, doamne, mi se uscă gura, uitați, beau apă, că nu pot... Mai bea apă, poate strece. Să-mi iau bere ceva, să-mi iau ceva. De câte ori ești gelos, da. De câte ori ești gelos, a, te simți că... nesigur pe tine. Da, și atunci trebuie să rezolvi problema ta, nu a ei. Pentru că gelozia este, de fapt, născută dintr-o percepție pe care o avem. De foarte multe ori fabulăm.